10 de copaci de pe strada Mihai Bravo au fost puși la pământ pentru a face loc lucrărilor de modernizare a străzii. Este vorba de aproape 40 de arbori impozanți, care asigurau umbra și porția de oxigen în acea parte a orașului, dar care au fost retezați unul câte unul începând cu data de 3 august. Oamenii care locuiesc în zonă sunt supărați și spun că cei mai mulți arbori erau sănătoși. Era un copac frumos, uitați acolo, era de drept și frumos, de așa, n-am mai văzut asta. Nu s-a mai pomenit așa ceva. Nu ne-am așteptat să fie așa un dezastru, un pericol. Nu știu, cineva a spus că o să ia atitudine, o să fac, dar văd că să continuă cu treaba asta, că nu... Nici măcar nu știam, nu ne-am prins așa pe neprevăzute. Nu o să mai aveți pic de umbră? Da, nici măcar, uite. Am pus pe ăsta micul aici, a ieșit el, să-l pun acolo ca să fie puțină umbră. Este un flagrant abuz și unde este direcția de mediu? Au avut în principal și de început un astfel de aviz pentru a începe o astfel de lucrare, fiindcă nu este de 10 metri, ci are un traiect de 100 și ceva de metri, dar are o încărcătură istorică. Ne așteptam ca pe undeva să fie mai răriți, dar nu lichidați. Gălățenii au depus 10 de sesizări la Garda de Mediu în doar 2 săptămâni. Conducerea instituției ne-a confirmat că Primăria Municipiului Galați deține aviz de mediu pentru tăierea arborilor de pe strada Mihai Bravu. În plus, în locul copacilor puși la pământ vor fi plantați alții după ce se vor termina celelalte lucrări. Au fost în jur de 10-15 reclamații, pot să vă spun. În urma controlului efectuat, Primăria Galați a pus la dispoziție toată documentația cu privire la modernizarea tronsonului a străzii respective, prin care sunt tăiați un număr de 40 de arbori. Așa este în decizia etapei de încadrare. Din discuții și din documente vor fi tăiați doar 38, urmând a fi plantați în urma finalizării lucrărilor un număr de 38 de copaci cu diametru de 21-25 de centimetri. Tăierea copacilor este inclusă în proiectul de modernizare a străzii Mihai Bravu, care include de asemenea reabilitarea părții carosabile, înlocuirea rețelei de apă și canalizare, asfaltarea trotuarelor, modernizarea sistemului de iluminat stradal, dezafectarea și modernizarea liniei de tramvai și a rețelei de contact. Modernizarea străzii Mihai Bravu este programată să dureze 9 luni, iar prețul ajunge la 4,86 de milioane de lei. Proiectul de modernizare a străzii Mihai Bravu face parte din programul de reabilitare și modernizarea infrastructurii de transport din Galați, derulat cu finanțarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, valoarea creditului fiind de 100 de milioane de lei.